Bună seara, mergem la Constanța, unde Alexandra Stan e optimista de serviciu în seara asta. Să rămână, Alexandra. Bună! Cum e zi? Oh, stai că nu suntem singuri. Nu, suntem cu Sofi și cu Pavel. Sofi și Pavel, încântați, eu sunt Mihai, bună! El e Mihai! Păi cine s-a carantinat cu nepoții? Eu, normal. Dar, de fapt, părinții lor au fost în carantină 2 săptămâni pentru că Alex, cumnatul meu, a venit din China, de pe vapor. Și au stat 2 săptămâni în carantină, da, și au stat la părinții mei și au mai venit pe la mine, m-am mai dus eu la ei. Uh-huh. Da, ăsta e locul tău de izolare. Tu acum ești la părinți, nu? Nu, eu sunt la sora mea acasă acum. Ești la ei. Da, da, da. La ei acasă, am înțeles. Da, dar m-au primit și pe mine în vizită, m-ați primit, nu? Ei au emoții. Da, uite. Pavel nu știa până acum dacă să intre sau nu, era super emoționat. Deci... Nu intru, așa este, că nu intru. Uitați-vă la Pavel, Pavel are față de prezentator de știri, jur. Da, așa e, da. Da, știi că el e fan John Cena, că mai devreme pusese melodia lui Shelly. Vezi John că... Cena. Păi să-i spui că vine Shelly în vreo 10-15 minute, avem Shelly invitatul emisiunii, cu iubita lui, prima oară la televizor. Cu smâr, nu? Ca cum se zice? Cu smără. 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 Ei știu mai multe decât mine oricum. Îți dai seama. Alexandra, cum e zilele astea? Te-am văzut și veselă și... tristuță, da, ai așa, stări și stări, nu-mi dau seama am, exact. Da, sunt bipolară, am stări și de... Nici chiar, dar am stări și... De știi cum era? Fix asta cred că e efectul carantinei, știi? Uneori ai stări de-astea, te simți bine, te bucuri că stai toată ziua, te uiți la filme, citești, mănânci, n-ai nimic de făcut. Alteori te simți un pic deprimat că nu poți să pleci de acasă, că de obicei stai o zi, două, dar a treia zi pleci de acasă, nu mai stai numai în casă. Uh-huh. Și na, neputând să pleci, te simți un pic restrâns. Dar și mai sunt și zile când ești super mega revoltat. De exemplu, am avut zile în care am fost revoltată sau tristă sau un pic așa afectată, ca să zic. Tocmai de asta am și făcut campania asta, am inițiat și m-am gândit la femeile astea care stau în casă cu agresori și am zis să facem și pentru ele ceva și un apel către, să existe un apel, să existe un număr de telefon la care pot suna, știi, femeile care sunt sau copiii. Pentru că, uite, eu stau cu copiii ăștia acasă și văd cât de stresant e oricum să stai în carantină, având și teme, descurcându-se singur, cred că și tu știi foarte bine că, na, și tu le-ai pe fetițe și ne putem să plece la școală, în universul lor, totul se rezumă numai la ce da, e acasă. Crunt. Și e crunt, pentru că noi avem impresia că toată viața este despre coronavirus, dar nu. Da. Viața merge mai departe, da. Adică agresorii în continuare, vorba ta... sunt în casă cu cu victimele și dacă sunt și copii de față. Așa e. Asta e, tocmai de asta noi suntem norocoși, de exemplu, și recunoscători că avem o familie super veselă și super frumoasă, dar nu toți sunt așa, din păcate. Tocmai de asta am zis să facem o bine, să existe acolo un telefon la care se poate să sune femeile. Și există? Mamele. Da, da, există și l-am pus și eu pe Instagram. E un număr cu 800, nu știu pe de rost, este pe Instagram. Dar, mă rog, dacă vreți puteți intrați la mine pe Instagram, să vă uitați. Dar noi suntem foarte bine, acum veseli. Sper ca autoritățile care oricum, da, cel puțin organele de ordine, sunt toate implicate în starea asta de urgență, sper să... Există... Ia în seamă și telefoanele acestor firme. Numărul acesta de telefon este un număr de la asociații, de la Agenția Națională Egalitatea între femei, între femei și bărbați, ceva de genul, se numește ANES. Iar ei sunt cei care au un număr, care este 24 din 24 deschis, au 7 din 7, adică non-stop, puteți suna oricând, este un apel gratuit. Oricine poate să sune, dacă sunteți într-o situație violentă acasă, dumneavoastră sau copilul, sunați acolo și sunt sigură că pe lângă asistența telefonică vă pot ajuta și cu locuri în care puteți să mergeți, să stați măcar o perioadă. Sau... Că e și problema că, uite, chiar vorbeam cu cineva de la agenție și problema este că au cazuri în care amândoi partenerii sau părinții sunt în carantină și efectiv nu au cum să îi separe, adică trebuie să stea izolați. Corect.
Și e complicat, este o situație foarte complicată, din păcate. Eu m-am gândit la asta că, na, e cumva, o să fie scopul vieții mele mereu să ajut cum pot, măcar așa, cu un strigăt, știi? Odată ce ai fost acolo... Da, exact, trebuie să-mi asum responsabilitatea asta. Exact, până la capăt, cumva, trebuie să-mi asum asta. Și m-am gândit că e vorba de copii, în primul rând, că sunt mulți copii care stau acasă și văd chestia asta în fiecare zi și e trist, să dai seama. Nu mai au cum să mai plece la ei acasă, nu mai pot să plece la ei la școală, să evadeze un pic în universul lor, rămân acolo. Și mă gândesc că dacă o să stăm 6-7 luni, un an, în chestia asta, ce fel de copii o să avem după un an de zile, știi? O să fie un pic traumatizați. Fii atentă, Alexandra, da. Dacă ar fi să existe un telefon de ăsta verde, un număr la care poți să suni pentru ajutor, pentru ce ai suna în acest moment? Să pot să mă teleportez. Unde ai vrea să te teleportezi? Undeva pe plajă. Deci, de undeva Agenția Națională de Teleportare, suateți un număr scurt pentru Alexandra Stan, ar vrea să se teleporteze pe o insulă. Îmi aduc aminte de melodia ta cu Miami, cred că... Da, exact. Și Miami e ok. Și Miami e ok. Dar undeva pe o insulă unde să nu existe COVID, dacă se poate. Păi nu prea sunt locuri în lumea asta. Din păcate. Dar stai să vedem că papi are și el... Papi, tu unde te-ai teleportat? În New York. New York. Dar ai fost în New York? Nu, dar am mai vrut, pe principiul ăsta. Ai fost în New York, papi? Nu. Niciodată. Nici eu, să știi. Dar și eu m-aș teleporta la New York, doar că acolo sunt mai multe cazuri decât în toată România, cred. Unde te-ai teleportat, Sofie? Oriunde nu e coronavirus. Da. Logic, toată lumea ar face asta. Copiii înțeleg foarte multe. Foarte, foarte multe. Chiar astăzi la radio am citit scrisoarea unei fetițe de 10 ani care și-a serbat ziua zilele trecute în carantină. Am pus-o pe Instagram și pe Facebook. M-a rupt pur și simplu. Serios? Și m-a șocat cât de multe înțeleg ei. Era o scrisoare în care ea spunea: dragă virusule, te rog să pleci de pe planeta noastră. Ne-am învățat lecția, știm că trebuie să fim mai buni unii cu ceilalți și mai înțelegători. Acum poți să pleci la virusii tăi de pe planeta virusilor și lasă-ne și pe noi să stăm cu familiile noastre și să ne vedem bunici. Da, așa este. La noi, din fericire, am putut să ne bucurăm unii de alții. Adică copiii au putut să stea cu ai mei. Ei oricum nu au plecat, ai mei nu pleacă nicăieri, tocmai că eu mă ocup să le fac și piața și tot ce au nevoie, nu-i las să iasă. Adică ei sunt chiar izolați, săraci, nici pe stradă nu ies, adică sunt super izolați. Dar da, sunt persoane care n-au posibilitatea să-și vadă nepoții, copiii și într-adevăr e complicat. Dar ce folosești drept terapie în aceste zile, Alexandra? Sincer, păi îl folosesc pe Hercules, în primul rând, că e motanul meu. Așa. Încerc să râd și să mă uit la chestii amuzante cât pot de mult, pentru că e important să râzi, e super important să te bucuri, să fii vesel. Așa, și ne mai amuzăm unii pe alții, așa, ne prostim, ne jucăm. Dansez? Mai facem și FaceTime. Dansezi? Da, sigur, dansez super mult. Logic, știți deja? Răspunsul era, păi nu mă vedeți pe Instagram că dansez păi toată ziua. Păi nu dansez eu. Da, și ca și terapie, așa, în adevăratul sens al cuvântului, da. M-am inițiat de curând în Reiki, știu că sunt sară multă lume în cap. Sunt credincioasă, cred în Dumnezeu, în Iisus Hristos, sunt foarte... o persoană super credincioasă, dar am simțit nevoia să descoper și alte taine ale... nu știu cum să zic, ale energiei, ale așa? Ezoterismului și m-am inițiat în Reiki și îmi fac meditații. Eu ascult muzică tibetană, mai aprind o lumânărică din aceea, un bețișor din ala parfumat și fac terapie cu Reiki, adică pentru mine, pentru curățare, îmi curăț chakrele, mă curăț pe mine, zic rugăciuni de ale noastre și să știi că chiar se simte odată la câteva zile, chiar simt nevoia să fac asta. Și după ce fac asta, și în special fac asta după ce fac curat în casă. Aprind un bețișor și fac și curățare energetică în casă și chiar mă simt super, super bine. Deci se simte diferența. Da. E una dintre cele mai echilibrate perioade ale tale? Bine, dincolo de ce se întâmplă în lume, în exterior.
Da, să știi că cumva eu în ultimii ani, în ultimii 2-3 ani, oricum am încetinit mult ritmul. Adică fiind în industria muzicală, știi și tu că în ultimii 7, 8, 9, 10 ani s-a schimbat mult de tot, tot mersul industriei, în sensul că piesele se consumă mult mai repede, se ard imediat, trebuie să lansezi mult mai des content, mult mai mult și pe online și mai ales de când cu online și cu Spotify și cu YouTube și toate chestiile da. Astea. Ăștia de la radio îți dau o piesă din an în Paște. Exact, la radio e altceva, știi, dar uite, pe platforme și așa trebuie să ai content mult mai mult. Și cumva eu nu am ținut cont de trendul ăsta, adică am fost independentă acum, până acum de curând, artist independent, până când am semnat cu Universal Music și nu am făcut lucrurile în ritmul meu, adică n-am vrut să mă, știi, m-am gândit, băi, vreau mai mult să fiu eu fericită, să fac ceea ce simt, să fac ce vreau, m-am mutat și în LA, am stat acolo 8 luni de zile, am lucrat acolo la albumul meu Mami, pe care l-am produs eu. Și a fost așa foarte... Adică eu da, cumva... întrebare. Ai fi vrut să te da. Prindă perioada asta altundeva decât acasă? Nu. În niciun caz. Îți dai seama că putea să-i zbucnească să te prindă când să te în LA. Da, sau în Japonia. Doamne, trebuie să zic. Nu, doamne, n-aș fi vrut niciun caz. Niciun nu. Caz. Nu, 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 nu. Adică acasă e mult mai ok. Chiar e ok. E bine. Chiar, vezi, e vorba că ești acasă. Oricum, noi suntem super norocoși, ar trebui să fim foarte recunoscători că avem o casă și avem unde să stăm, că sunt persoane care nu au casă. Dar gândește-te că să fii în America și văzând atât de mulți oameni care trăiesc pe stradă, cred că e deprimant în perioada asta, e ceva, n-aș fi văzut. În LA erau foarte mulți oameni care trăiau pe stradă și cred că în perioada asta e o problemă serioasă acolo. Și chiar n-aș fi vrut să experimentez asta. Păi dacă, da. Dacă voi credeți că în România e nasol, în ultima săptămână în Statele Unite 10 milioane de oameni au depus actele pentru șomaj. 10 milioane de oameni într-o săptămână. Și știi, Mihai, care e problema? Că la noi te mai descurci cum necum, știi? Te mai împrumuți, da. Te mai ajută o rudă, mai stai cu mama, mâncarea acolo ieftină. Așa. Corect. Acolo e foarte scumpă viața și e greu. Adică noi, dacă nu faci față sistemului, ajungi în stradă, ajungi vai de capul. Noi de bine, de rău, mai avem și ne mai ajutăm între noi. Da. Plus că majoritatea... suntem proprietari pe apartamente. Exact. Acolo nu ai bani, nici au imediat chiria. Da. Da, dar din fericire, asta zic, mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși în primul rând, că avem unde să locuim, avem să mâncăm, nu? Suntem chiar norocoși. Și avem copii de strâns în brațe. Exact. Și ne... Stai că acum se iau la ceartă. Prin spatele tău. Fac la fel? Da. Să hârie prin spatele tău. Da, și 5 minute sunt prieteni, după 5 minute nu mai gata, nu se mai suportă. Dar cine e mai mare? Sofia mai mare, are 10 ani. Așa. Și Pavel are 7, doar ce a făcut. Oho! Da. Pare mai mare. Pare mai mare, auzi. Cred că pe la freza asta de jurnalist. De prezentator de știri, da. De prezentator de observatorul știri. De noapte. Bine, îți mulțumesc mult de tot, Alexandra. Mă bucur să te fi văzut chiar și așa. Pe cine ți-e foarte dor să strângi în brațe și nu poți în această perioadă? Sincer, mi-e super dor de Adriana, de prietena mea, Adriana Rusu, pe care vedeam aproape zilnic și ea e în București. Și eu am venit în Constanța și nu ne-am mai văzut, cred că, de o lună. Cam așa. Aha. Mi-e dor de ea, de gogoașă. Mi-e super dor de gogoașă. Te-am pupat, Alexandra. Vă pupăm și noi!